Discovereu, acțiunea comisiei care le permite tinerilor de 18 ani să exploreze Europa în principal cu trenul, deschide prima sa rundă de inscrieri în 2022. De mâine, 7 aprilie, ora 12, până la 21 aprilie, ora 12, tinerii care locuiesc în țările participante la programul Erasmus vor putea candida pentru unul dintre cele 35.000 de permise de călătorie gratuite. În total, până în prezent, peste 4.900 de tineri români au câștigat un permis gratuit de călătorie în Europa. Ediția din acest an marchează intrarea Discovereu în programul Erasmus. Odată cu această schimbare și prin finanțarea excepțională acordată în cadrul Anului European al Tineretului 2022, în 2022 vor fi puse la dispoziție 70.000 de permise de călătorie, 35.000 în runda de inscrieri anunțată astăzi și încă 35.000 într-o rundă de inscrieri prevăzută pentru luna octombrie. Integrarea în Erasmus le oferă această posibilitate și candidaților din Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia, care vor putea participa pentru prima dată la această acțiune. Margaritis Schinas, vicepreședinte pentru promovarea modului nostru de viață european, a declarat: Discovereu le oferă tinerilor mai multe oportunități de a călători decât oricând. Cu ocazia Anului European al Tineretului, sărbătorim tinerii. Datorăm acest lucru unei întregi generații care nu a putut călători în ultimii 2 ani. Mult succes tuturor! Maria Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: astăzi, oferim 35.000 de oportunități de călătorie în întreaga Europa pentru tinerii în vârstă de 18 ani, în completarea celor 130.000 de permise deja alocate începând din 2018. Obiectivul nostru este de a oferi unui număr cât mai mare de tineri șansa de a călători, de a descoperi noi locuri și de a avea întâlniri de care își vor aminti toată viața. Toate cele bune pentru toți participanții! Candidații care au completat cu succes quizul de selecție, născuți în perioada 1 iulie 2003, 30 iunie 2004, vor putea călători în Europa pentru o perioadă de până la 30 de zile în cursul perioadei de călătorie cuprinse între 1 iulie 2022 și 30 iunie 2023. Cei care au împlinit 18 ani în a doua jumătate a anului vor putea candida în runda din octombrie. În plus, beneficiarii permisului de călătorie vor primi acum și un card de reduceri Discovereu. Această nouă caracteristică va oferi acces la peste 40.000 de posibilități de reducere pentru transportul public, cultură, cazare, hrană, sport și alte servicii disponibile în toate țările eligibile. Pentru a spori dimensiunea de învățare a experienței Discovereu, agențiile naționale Erasmus vor facilita reuniunile de informare și întâlnirile între participanți pentru a pregăti tinerii călători pentru călătoria lor și pentru a crea o experiență de învățare interpares. Prin intermediul acestor reuniuni, Discovereu urmărește să promoveze, printre altele, discuțiile privind sustenabilitatea, cultura și identitatea europeană. Incluziunea se află în centrul discuțiilor. Participanții cu handicap sau cu probleme de sănătate pot fi însoțiți în timp ce călătoresc. Pe lângă costurile de deplasare, se oferă, de asemenea, ajutor individual suplimentar. Comisia încurajează transportul feroviar sustenabil. Se fac excepții pentru cei care întâmpină dificultăți în a ajunge în Europa continentală pentru a-și începe călătoria cu trenul. Prin urmare, sunt disponibile regimuri speciale pentru tinerii din regiunile ultraperiferice, din departamentele și teritoriile de peste mări, din zonele îndepărtate și din insule. Editor: Liviu Cojan.